Pentru ca o persoană privată de libertate să poată vota, trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Trebuie să fie majoră, să fie cetățean român, să aibă acte de identitate valabile și să aibă domiciliul stabil în raza teritorială a secției de votare unde se află locul de deținere. De asemenea, deținutul nu trebuie să aibă restricție asupra acestui drept. Nu pot alege persoanele puse sub interdicție și persoanele lipsite de drepturi electorale pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. Nu în ultimul rând, pentru a-și exercita acest drept, un deținut trebuie să solicită în scris președintelui biroului electoral al secției de votare, prin intermediul administrației locului de deținere, că dorește să-și exprime drepturi la vot. La penitenciarul Ploie se află 866 de persoane private de libertate. Din acestea, un singur cetățean îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege și și-a exercitat dreptul de a vota.